Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Lucrările la bazinul didactic de not din Vulcan au fost finalizate. Se fac demersuri pentru înveloparea blocurilor din municipiul Petroșani și creșterea prețurilor afectează și Casa Policino. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. La nici o săptămână de la primul hram, izvorul tămăduirii, mănăstirea Lainici a fost astăzi din nou în sărbătoare. De această dată, obștea din defileul Jiului și-a pomenit ocrotitorul, Sfântul Irodion, starețul de la Lainici. Întreg sinodul mitropolitan al Olteniei a fost astăzi alături de sute de credincioși veniți din toată țara la pomenirea Luceafărului de la Lainici. Înalt preasfințitul Irineu, mitropolitul Olteniei, înalt preasfințitul Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei și preasfințitul Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților au slujit în fruntea unui sobor format din zeci de preoți și diaconi. Sfântul Irodion este un model de sfințenie, model de viață duhovnicească pentru toți oamenii, atât bărbați cât și femei. Toți avem în Sfântul un exemplu de sfințenie. El a ascultat chemarea lui Dumnezeu: veniți la mine toți cei împovorați și eu vă voi odihni pe voi. Și, într-adevăr, glasul divin al Tatălui Ceresc a fost ascultat și pus la loc de cinste în cămara cea tainică a sufletului Sfântului. Căci așa zice Domnul: cel care are cuvintele mele și le împlinește, acela este care mă iubește și eu voi veni la el și mă voi sălășlui în el cu Tatăl și cu Duhul. Canonizarea Sfântului Irodion, starețul de la Lainici, a avut loc în anul 2011, la 2 ani după descoperirea moaștelor acestuia. Anul acesta se împlinesc 11 ani de la canonizarea Sfântului Irodion, de când calendarul bisericii noastre ortodoxă română s-a îmbogățit cu încă un sfânt, Sfântul Irodion Luceafăr de la Lainici. Este un moment important pentru Mănăstirea Lainici. Așa cum s-a văzut, am avut la slujbă pe înalt preasfințitul mitropolit Irineu al Olteniei, înalt preasfințitul Varsanufia Râmnicului, preasfințitul Sebastian al Slatinei și Românaților și preasfințitul Nicodim de la Severin. Deci tot sinodul mitropolitan, cu alte cuvinte, ierarhii oltenii au fost aici să-l prăznească pe Sfântul Irodion. Pentru că Sfântul Irodion a avut legătură cu Sfântul Calnic de la Cernica și implicit cu toată Oltenia. Odată cu Sfântul Irodion se încheie o perioadă de aur a isihasmului românesc. Este o mare binecuvântare pentru noi și pentru faptul că Patriarhia, anul acesta a declarat canon magial, închinat Sfinților isihaști. Simeonul Teolog, Grigore Palama și Paisie Felicicovski de la Neamț. Ori Sfântul Irodion este sau face parte din acest lanț al neo-isihasmului românesc. El încheie pur și simplu secolul XIX. Sfântul Paisie Felicicovski a avut ucenici, a fost o pur și simplu o flacără, o explozie, să spunem așa, a isihasmului, sfârșit de secolul XVIII, început de secolul XIX, prin acest uriaș al Duhului, Paisie Felicicovski, care el a căutat în toată, și în Ucraina, și în Rusia, și în Muntele Atos, și pământul cel mai perielnic l-a găsit la Mănăstirea Lainici. Și de atunci el a dezvoltat așa ca o școală isihastă în țara românească, în Moldova, la Secu, la Neamț, la Dragomirna, a inițiat mii de călugări și acești oameni, monahi isihaști, au mers în toate țările ortodoxe, Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Grecia, și dovadă că și la noi în țară, Sfântul Gheorghe de la Cernica, starețul de la Cernica, a fost ucenicului direct al Sfântului Paisie Felicicovski de la Neamț, și după aceea Grigore Dascu, mitropolitul țării românești, de asemenea a fost ucenicul direct, și Sfântul Calenic, ucenic indirect, pentru că deja se formasă ca o citadelă isihastă Cernica, și Sfântul Calenic dezvoltă Mănăstirea Cernica în acest duh isihast, și implicit Sfântul Irodion, el a fost frate începător și s-a inițiat în cele monahismului
la Mănăstirea Cernica, până din 1841 până în 1850, când Sfântul Calenic a venit la Episcopia Râmnicului, la Vâlcea, și l-a luat și pe el, pe cursul Irodion, și în 1854 l-a pus tareț în această mănăstire. Și de atunci a fost tareț vreo 40 de ani cu mici intermitențe în această mănăstire, și așa cum se cunoaște, Sfântul Irodion a fost un mare făcător de minuni, atât în viață cât și după aceea. Permanent a fost o preocupare a monahilor, a oamenilor credincioși, ca să scoată în evidență valoarea spirituală a Sfântului Irodion de la Lainici. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, iată, de-abia de 11 ani s-a purces la această demarare a recunoașterii oficiale a Sfințeniei Sfântului Irodion. Și ne bucurăm cu toții pentru acest moment important, pentru că este o sărbătoare cu adevărat pentru mănăstire, pentru defileul Jiului, pentru toată țara românească, cei care îl respectă și îl cinstesc pe Sfântul Irodion și intră în aceeași lungime de undă cu el, cu harul Duhului Sfânt care a fost în viața Sfântului Irodion. Și a fost un moment important, mai ales cu această slujbă arhierească pentru noi, binecuvântare, pentru că arhiereii rar vin în mijlocul credincioșilor și primim binecuvântare de plină. Arhiereul are binecuvântare de plină și preotul binecuvântează și sfințește, dar în momentul când este un arhiereu, primește binecuvântare de plină din punctul acesta de vedere. Moaștele Sfântului Irodion se află spre închinare în Biserica Mare a Mănăstirii Lainici, alături de icoana Maicii Domnului, grabnic ascultătoare, adusă din Muntele Athos. În curând, alături de Sfântul Irodion, Lainiciul va mai avea un sfânt. Este vorba despre starețul Visarion Toian. Acesta va fi canonizat în anul 2025, alături de alți sfinți români. Lucrările de anvelopare la blocul B1 de pe strada Așteo Iosif din municipiul Petroșani sunt în plină desfășurare. Principalul scop al proiectului este creșterea eficienței energetice. Se lucrează la blocul 1B pe Așteo Iosif, pe proiect cu finanțare europeană. Este al patrulea bloc din pachetul celor 14 blocuri care vor fi reabilitate pe fonduri europene. Totodată și alte blocuri urmează să fie reabilitate termic în cadrul aceluiași proiect finanțat din fonduri europene. Și celelalte blocuri au contractele semnate pentru lucrări. Există o mică problemă legată de creșterea prețurilor și așteptăm un act normativ care să ne permită să mărim aceste categorii de prețuri odată cu creșterea prețurilor la materiale. Edilul a afirmat că se preconizează ca blocul B1 să fie finalizat în următoarele 2 luni. Lucrările la bazinul didactic de not din municipiul Vulcan au fost finalizate. Se preconizează ca în luna iunie vulcănenii să se poată bucura de noua investiție. În prezent, administrația publică locală așteaptă recepția finală a bazinului, mai exact ultima etapă înainte de intrarea în uz a acestuia. Într-adevăr, lucrările au fost finalizate, acum sunt procedurile de organizare a concursurilor pentru cei care vor administra bazinul de înot. Așteptăm recepția finală între cei de la CNI și firma Kona, care a executat lucrarea, după care ne va fi predată nouă ca și administrație locală. Bazinul de înot este realizat cu fonduri de la Compania Națională de Investiții, iar valoarea întregului proiect depășește suma de 10 miliarde de lei vechi. Preconizăm undeva la începutul lunii iunie, după Ziua Copilului. Am făcut eforturi ca de Ziua Copilului să inaugurăm acest bazin. Se pare că vom întârzia câteva zile, dar nu este nicio problemă. Copiii numai bine vor intra în vacanță și toată vara se vor bucura de această investiție majoră și deosebit de importantă pentru Vulcan și pentru partea de vest a Voiejiului, să spunem. În partea de est există deja 2 bazine. Bujor Bogdan, fost director de mină, o personalitate a sistemului minier din Valea Jiului, a afirmat că metoda de închidere a minelor folosită în ultimii 30 de ani între Jii este greșită. Prezent în studioul Mondo TV, în cadrul emisiunii Punctul PI, acesta a vorbit și despre mina Petrila, pe care a condus-o ani buni. Puțul centru de la Petrila, săpat în 1940 de brigada Rice, care Rice era unchiul lui actriței Ana Colda, așa, după 80 de ani a fost intact. Și o spun cu toată responsabilitatea, încă 100 sau 200 de ani puțul ar fi fost în stare bună dacă el a lăsat acolo.
pentru că apele inundau puțul și lucrările rămâneau aceleași. Că sunt emanații de gaze, că se produc explozii în subteran. Astea sunt povești. Începând cu anul 1997, în Valea Jiului a început programul de disponibilizare din sistemul minier. Metodele folosite la închiderea minelor nu au fost cele mai potrivite. Au fost fonduri de la Uniunea Europeană să cheltuim bani cât mai mulți ca să distrugem minele. Și aici am mai scris eu și într-o carte a mea, totdeauna mă gândesc la Maria Antoaneta când văd distrugerile astea de puțuși. Când a dus-o pe Beata Regină spre eșafod, a mai rostit ultima frază, libertate, câte crime să produc, să comit în numele tău. Și eu zic, în sinea mea, restructurare, câte distrugeri se produc în numele tău al restructurării. Până în anul 2032 se vor închide toate minele din Valea Jiului. Doar în acest an urmează să fie disponibilizați 350 de mineri, conform afirmației administratorului special al complexului energetic Hunedoara, Roșu Cristian. Creșterea prețurilor afectează și Casa Policino din Petroșani. Pe lângă facturile mari și cheltuielile legate de transportul copiilor, și-au pus amprenta asupra centrului. S-a rezolvat oarecum problema, a fost o problemă legată de funcționarea acestui centru. Primăria Petroșani plătește utilitățile și ceea ce ține de partea aceasta. Celelalte cheltuieli sunt suportate de partea italiană. Am înțeles că doamna director a reușit să facă unele contracte pentru transportul copiilor din celelalte localități către Policină. Ei au un microbus care oferă acest serviciu, se duce, aduce copiii și duce înapoi către reședință. La momentul actual, în Casa Policino sunt ocrotiți un număr de 70 de copii cu dizabilități din întreaga Valea Jiului. Centrul de zi pentru copii și tineri cu dizabilități este unic în Valea Jiului. Asistăm copii cu dizabilități din întreaga Valea Jiului, din Lupeni, Vulcan, Petroșani, Petrila. Și noi avem convenții de colaborare cu primăriile din Valea Jiului, lucrăm pe legea 34 cu primăria Petrila și primăria Petroșani, cu care lucrăm de 14 ani. De când ne-am înființat, suntem împreună. Fără acest sprijin nici nu am putea exista o zi măcar, nu am putea funcționa. Chiar dacă s-a început colaborarea și cu primăriile din vestul Văii Jiului, costurile s-au triplat, iar problemele financiare nu au încetat să existe. Cu Lupeniu și Vulcanul lucrăm pe convenții de colaborare, încasăm 2100 de lei de la Lupeniu, 1350 de lei pe lună de la Vulcan. Desigur, în condițiile actuale, în prețurile care există, fără doar și poate, nu este un cost care, adică nu este suma de bani reprezentativă pentru cheltuielile aferente transportului și ocrotirii copiilor, bineînțeles, pentru că transportul este o mică parte, e partea de început, dar până la sfârșitul zilei cheltuielile sunt permanente, pentru că întreținerea copilului, de pildă în casă, cu costurile privind întreținerea casei nu s-au dublat, s-au triplat, sau sunt de neimaginat. Și așa că confruntarea noastră este permanentă cu problemele financiare. Încă o dată spun, mulțumim tuturor că de ajutor. Primăria Petroșani pentru colaborarea pe legea 34, fără doar și poate, susține practic mare majoritatea cheltuielilor casei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!